Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Antena 3 Pitești este aici, începem cafeaua cu piper, Dana Popescu sunt eu, Argeșul este aici în toată splendoarea lui, prin istorie, locație în sine, de ce nu, prin peisaje de poveste și elemente identitare valoroase. Avem, dacă îmi permiteți, creste, peșteri, baraje și mănăstiri în stâncă, iar lista este mult mai complexă decât ne imaginăm. Avem și un leagăn al liberalismului în Argeș, acest fundament ideologic pe baza căruia s-a construit România modernă. Cum se regăsește liberalismul astăzi în 2024, un an cu multe provocări interne și mondiale, cu o premieră electorală, 4 rânduri de alegeri, dacă nu 5 sau poate chiar 3, și vizite cheie în județul nostru weekendul trecut, o echipă PNL compusă și din reprezentanții de rang național și internațional a mers la pas prin Argeș. Ei bine, care au fost concluziile, care sunt obiectivele pentru acest an, dezbatem în cele ce urmează cu invitații noștri speciali din această dimineață. Și salutăm așadar prezența în studioul Antena 3 Pitești a domnului Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și europarlamentar PNL. Domnule prim-vicepreședinte, bună dimineața și bine ați venit la Antena 3 Pitești. Bine ați venit în Argeș. Vă mulțumesc foarte mult și salut pe toți argeșenii și mă bucur să fiu aici atât de aproape, foarte frumos să spun, leagănul ideologic al liberalismului românesc și al românismului și într-un loc încărcat de poveste, pentru că e unul dintre cele mai frumoase județe ale României, extrem de complex, de altfel, județul Argeș. Cu siguranță abia așteptăm să ne povestiți ce impresie v-a lăsat această vizită în Argeș, înainte de a saluta și următorii doi invitați, pentru că alături de noi se află și domnul Radu Perianu, prefectul județului Argeș. Domnule prefect, bună dimineața și bine ați revenit! Salut mâinile și vă mulțumesc pentru invitație! Și așa cum de fiecare dată ați promovat lucru în echipă și faptul că echipa face puterea, nu-i așa? Sunteți însoțiți și de domnul Cosmin Petrescu, președintele PNL Curtea de Argeș și candidatul liberal la primăria Curtea de Argeș. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Dacă îmi permiteți, domnilor, aș începe cu o întrebare tehnică și ar fi foarte interesant să ne spuneți fiecare dintre dumneavoastră care este percepția sau cum simțiți liberalismul la 148 de ani. Cum se simte liberalismul în 2024 cu toate transformările moderne, de ce nu, și cu toate transformările de conjunctură, domnule Radu? Tot unica ideologie, doctrină care poate ridica o țară așa cum a făcut-o. Am fost cei care am adus independența României, am fost cei care am făcut Marea Unire prin primarea familiei Brătiană, am fost cei care am împroprietărit țăranii, cei care au făcut cel mai puternic sistem bancar din România și care am industrializat România. Sunt absolut convins că acum digitalizăm România și avem blazon, suntem ușor blazați, dar sunt convins că intrăm în dispozitiv de luptă și sper că argeșenii, care sunt oameni excepționali, să înțeleagă că exemplul administrațiilor liberale de succes din Cluj, din Bihor, din Suceava, din Timiș, din Alba, din Brașov, din Sibiu sau din Arad, sunt cele care dovedesc că aceasta este unica și singura soluție. Banii europeni în slujba cetățeanului de oriunde. Pentru că românii nu sunt diferiți, românii doar sunt conduși mai prost sau mai bine. Apropo de transformări de conjunctură, cât de mult v-a afectat desprinderea, iată, a unei parte din PNL? Știm foarte bine, s-a înființat Forța Dreptei. Cât de mult v-a afectat sau cât de mult contează sincer, pentru liberali? Nu vreau să par, Doamne ferește, arogant, dar aproape deloc. Nici la nivel local și nici la nivel național, insesizabil, la nivel local, la fel. Colegii mei vor face exact ceea ce trebuie. Au și un președinte de filială foarte bun, pe doamna ministru Gorghiu. Radu e un om cu mare experiență și unul dintre prefecții valoroși ai Partidului Național Liberal. La fel, domnul Coteț, domnul Petrescu. Gândiți-vă, ei doar trebuie să ia exemplele și să invite pe domnul Bolojan, pe domnul Flutur, pe domnul Boc, pe cei care au demonstrat în județele respective, să ne invite pe noi cei care facem naveta București-Strasburg-București pentru a le arăta care sunt axele pentru a accesa banii europeni și pentru a investi într-o zonă care, din păcate, din punctul ăsta de vedere al infrastructurii, este destul de deficitară. Și este dureros să văd acest lucru. Adică nu e normal ca la Suceava, la Cluj, la Bihor și la Alba Iulia, sau Sibiu, să asfaltăm până și drumurile spre pădure, deci nu drumurile laterale sau județene, drumurile spre pădure, că nu mai au ce asfalta, să iluminăm până și aleile spre vie
Și aici să vedem situații în care infrastructura este de începutul anilor 90. Este inadmisibil, e aceeași Românie. E la doi pași de capitala României. E la doi pași de una dintre cele mai dezvoltate regiuni. Deci, plus că ați vorbit foarte frumos și vă felicit de istoria acestor zone, de latura creștină. Aici avem Mănăstirea Curtea de Argeș, aici avem Transfăgărășanu, care e un monument modern al ceea ce înseamnă atracție turistică. Eu cred că doar trebuie puse la punct și doar trebuie niște gospodari care să se ocupe de toate acestea, iar Argeșul se va ridica, pentru că are industrie, a avut și are în continuare industrie, trebuie investitori. Curtea de Argeș, cred că are mai mulți investitori atrași decât multe alte localități din România, dar cu toate astea nu s-au dus bani în infrastructura stradală, în infrastructura urbanistică, nu s-au dus bani. Și astea sunt niște lucruri care țin de bună administrare a zonelor respective. Da, cu siguranță vom dezbate și mai mult acest subiect. Într-adevăr, Argeșul reprezintă un pol de referință în ceea ce înseamnă dezvoltare economică la nivel național și internațional. De ce nu? Mă întorc către dumneavoastră, domnule prefect, în câteva cuvinte. Cum se simte? Cum simțiți liberalismul în 2024? Și ca și gazdă, iată, da, cum vă simțiți o așa vizită importantă și o doamnă ministru și domnul europarlamentar, cum a fost vizita aceasta? A fost încărcată de semnificații. De ce? Pentru că domnul europarlamentar Rareș Bogdan știe să pună punctul pe i, știe să sublinieze cu privirea observatorului din exterior, care poate fi mult mai obiectiv decât noi cei care locuim în Argeș, indiferent de ce parte a spectrului politic ne aflăm, și cu privirea observatorului independent, care are și termene de comparație. Nu se uita că Rareș a intrat în contact cu comunitățile de români din toată Europa. Prin urmare, a văzut cum trăiesc românii din Italia, din Spania, din Irlanda, din Marea Britanie. Nu le înșir pe toate, poate ne va povesti dânsul. Și vede cum trăim noi argeșenii. Vede și plusurile noastre, vede și minusurile noastre. Prin urmare, am avut foarte multe de învățat de la dânsul. Poate ne-am limpezit și noi niște idei. Așa că ne-a onorat vizita colegului nostru și l-așteptăm oricând să repete această vizită, pentru că va fi de folos atât pentru noi ca liberali, cât și pentru argeșeni. Pentru că nu este nicio rușine să împrumuți concepte, să împrumuți idei moderne de la alții. Nu trebuie neapărat să le inventezi după toate. Experiența europeană a lui Rareș poate folosi foarte mult Argeșului. În ceea ce privește liberalismul de care vorbeați, e mai actual ca niciodată. De ce? Liberalii au avut întotdeauna la bază ideea prin noi înșine, pe care o avem și noi astăzi, cu această formulă intrăm în alegerile, în toate rândurile de alegeri. Și de ce spun că este mai actuală ca niciodată? Vorbea Rareș de fondurile europene atrase de județe cu care ne place să ne comparăm, la care ne place să ne uităm de pe picior de egalitate. Din păcate, Argeșul este mult în urma acestor județe. Dar ca și sume, progrese, dacă îmi permiteți, în ultimii ani. Totuși s-au făcut progrese și este normal să fie așa. Toată România a făcut progrese. Da. Dar trebuie să facem diferența între progresele care se fac vrând nevrând, adică un iluminat public stradal, da, trebuie să-l faci, că asta e în fișa postului tău de primar. Ia un exemplu oarecare. Și alta este să-ți duci județul la o astfel de dezvoltare încât să asfaltezi și drumul spre vie. Sau spre lanul de porumb. Da? Noi la capitolul asfaltare, și de ce spun prin noi înșine? Pentru că se îmbină foarte fericit. Știți, noi avem proverbul ăla, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traist. De la Uniunea Europeană putem accesa fonduri europene foarte multe, dar prin noi înșine trebuie să fim în stare să luăm acei bani și să-i cheltuim pentru dezvoltarea județului. Ori în Argeș suntem mult în urma județelor cu care am vrea să ne comparăm, cifrele fiind de natură să enerveze pe oricine, permiteți-mi termenul. Și prin urmare, chiar dacă, mă rog, administratori de aici din județ se laudă cu accesarea unor fonduri europene mai multe ca oricând, noi, comparându-ne cu alte județe în aceeași perioadă, în același exercițiu financiar, putem spune, fără teama de a greși, că
administrația județeană Argeș se ferește de fondurile europene. Se ferește ca de dracu de fondurile europene. De ce face treaba asta? De ce stă doar la pomenile pe care le dă guvernul, dacă le dă, cum le dă, când le dă, pe când banii europeni sunt siguri și vin la termen? Mi-aș permite să vă contrazic de ce, pentru că avem invitații și din administrația județeană și chiar ne-a spus că nu au ratat niciun proiect pe fonduri europene. Și ba mai mult, păi depinde cât te faci. Dacă faci două proiecte europene, nu le-ai ratat pe niciunul. Dacă faci 50, atragi mult mai mulți bani și nu le-ai ratat pe niciunul. Și poți rata 1, 2, 3. Ba mai mult, ca o mică paranteză, chiar am făcut un pariu cu unul dintre vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, care a spus că la final de mandat va veni cu o provocare, da? Și ne va spune că se vor asfalta mai mulți kilometri decât s-au asfaltat în ultimii 30 de ani. Adică în 5 ani se va face clar mult mai mult decât s-ar fi făcut în 30 de ani. Este o provocare interesantă? Socialiștii au condus județul ăsta de 33 de ani, de 34 de ani. În mod normal, având în vedere că este extrem de aproape de București, că era singura zonă care era legată prin autostradă, celebra autostradă de 100 de kilometri, cu Bucureștiul. Având în vedere că avea o zonă extrem de puternică industrializată, totuși aici avem Mioveniu, care era un exemplu permanent în România modernă despre ce a însemnat industria auto pentru această zonă. Toate premizele, și din punct de vedere turistic, și din punct de vedere al dezvoltării, ar fi fost să fie în primele trei județe ale, fără nicio discuție. Faptul că Prahova e mai dezvoltată și arată mai bine din punct de vedere al infrastructurii, faptul că Brașovul este la an lumină, faptul că aici nu există un parc industrial, iar la Cluj există 11, iar la Brașov 14, la Iași 8, la Suceava 4, la 13 la Prahova. Astea sunt realități. Eu aș fi văzut Argeșul din multiple motive, repet, în top 3-5 județe ale României. Faptul că nu intră în primele 20 este o mare problemă pentru cei care au administrat acest județ și trebuie să recunoască. Faptul că încearcă e admirabil, dar cel puțin 33 de ani nu au reușit. Da, este adevărat. În momentul de față ar fi trebuit să ne aflăm mult top, mai sus. Top 5, minim top 5, chiar da. Top 3 la capacitatea și la cum a pornit Argeșul 90 față de alte zone ale României. Și avem chiar un exemplu, de ce nu la Curtea de Argeș, și chiar l-a jucat pe domnul Cosmin Petrescu, care este și nou intrat în politică, și ar fi interesant spre final să ne spuneți dacă ați avea ceva sfaturi pentru un om care intră în politică pentru că vrea să schimbe ceva. Cu ce situații sau care sunt obiectivele, care sunt problemele pe care le-ați identificat la Curtea de Argeș și cum ați putea dumneavoastră, eu știu, să le aduceți în fața celor care pot să genereze o schimbare? Vorbim de prima capitală a țării, nu-i așa? Curtea de Argeș. Prima capitală. A doua. Prima a fost Câmpul Lung. Câmpul Lung. Iată Argeșul nostru cât de frumos. Splendid. Da. Uitați-vă. Asta nu e de mai discutăm. De bine. Da. Mai discutăm. Da, la Curtea de Argeș sunt foarte multe oportunități. Mulți spun că sunt foarte multe probleme. Eu vreau să le văd ca pe oportunități. Autostrada asta, de care foarte bine spuneai că a fost singura autostradă de la București până la Pitești, care a adus atât de multe avantaje Piteștiului, dar a și permis ca toți tinerii să meargă la București. A și permis ca orice control medical pe care îl aveai de făcut să te duci la București. Da? Cu tot respectul, cei din Cluj nu puteau să urce în avion sau să facă 7 ore cu trenul să meargă la un control la București. Dacă noi am fi fost într-o situație în care trebuia să ne gospodărim mai bine, probabil că am fi făcut-o fără această autostradă. Deci depinde cum vrei să o vezi. Acum autostrada asta se prelungește până la Sibiu. Trece prin Curtea de Argeș. Avem Transfăgărășanu, care arată deplorabil în momentul de față. Spuneam de oportunități. Acum 2 ani l-am invitat pe directorul general de la ACNAIR la o conferință cu transportatorii la Pitești. Am strâns atunci 160 de semnături de la hotelierii de pe Valea Argeșului, prin care cereau să vină să se uite la Transfăgărășan, să aloce fonduri, să facă ceva cu el, să nu mai fie închis 8 luni pe an din 12. A văzut semnăturile, a văzut că sunt probleme reale, a venit, a înțeles, anul ăsta se va demara un program de modernizare a Transfăgărășanului. Nu trebuie să fie deschis 12 luni pe an, că nu putem din prima. Noi nu putem să mergem în două picioare și vrem să alergăm. Timpul a premis, într-adevăr, că a fost deschis mult mai mult. Acum a schimbat regulamentul. Toate lucrurile astea se întâmplă dacă
ai la ce uși să bați, dacă cunoști, dacă pot acele uși ți se deschid, și aici este un lucru extraordinar de important și o altă oportunitate pe care noi acum o avem la Argeș, prin poziția doamnei președinte, foarte bine conectată la nivel central și poate să faciliteze foarte multe discuții prin care eu pot să mă duc, de exemplu, să cunosc pe domnul Cristian Pistol, să-i spun, uite, noi avem problema asta cu Transfăr Grășanu, cum poți să ne ajuți? Dacă nu pot să fac nimic, dar la anul pot să bugetez bani pentru un studiu de fezabilitate și apoi un program de modernizare. Se va demara acest program de modernizare. Asta e o oportunitate. Astfel de oportunități sunt tot timpul peste tot. Toți au astfel de oportunități. Nu doar la Cluj. Depinde dacă vrem să le vedem ca pe oportunități, dacă suntem în stare să ne urcăm în trenul ăla care trece pe lângă noi, oprește în gară sau nu, noi trebuie să ne urcăm în tren și să mergem mai departe cu el. Și să fim liberali în gândire, în sensul de a avea un dialog și cu ceilalți. Că nu poți, nu e stăpân pe moșie ca acum 300 de ani, și să faci doar cum vrei tu. Orice altă idee venită din altă parte nu e bună. Pentru că asta s-a întâmplat. Dacă era un dialog, așa cum probabil că a existat la Brașov, la Timișoara, la Cluj sau în alte locuri unde încet, încet au început să se construiască niște relații pe dialog, au apărut nevoia de hai să facem ceva, hai împreună, nu putem singuri. Nu avem majoritate în Consiliul Local, nu avem majoritate în Consiliul Județean. Dar dacă e o inițiativă bună, dacă sunt bani europeni, hai să-i luăm. Votez și tu, votez și eu, astfel încât proiectul merge mai departe. Bun, vedeți, suntem foarte mult la identificarea problemelor. De când ne știm, noi românii suntem foarte buni să punctăm teoretic, știm foarte bine ce nu merge, știm foarte bine să venim și cu critici constructive sau nu contează, însă aveți senzația, domnule Rareș Bogdan, că ne urnim mai greu, că ceva lipsește și nu există o continuitate, o coerență, o coeziune de grup sau ceva ce... Nu, pentru că nu este normal, într-adevăr, să ajungem în 2024 și să ne confruntăm cu probleme care, pentru, nu știu, statele civilizate nici nu mai se arată în discuție. Știți ce? Nu există credința, conștientizarea faptului că poți mai mult, că poți fi jucător, că trebuie să-ți dorești foarte mult și să crezi în ceea ce faci. Asta este o problemă românească, plus că noi refuzăm să vedem evoluția României din ultimii 30 de ani. Sigur, cu aceste diferențe foarte mari între zone care sunt dureroase, nu poți să ai județe și regiuni care să fie în top 5-10 ale sărăciei europene și altele să ai două regiuni care să fie în top 10 ale, sau în top 5 alături de Catalunia, Lombardia și Bavaria, în top 5 ale bogăției europene. E cumva ciudat, e o disparitate extrem de mare. Dar în același timp, știți cum? Trebuie să avem capacitatea să vorbim despre lucrurile bune și să încercăm să refacem lucrurile proaste. Să luăm exemple bune, fără să ne fie rușine, fără să stăm cu nasul pe sus și în același timp să ne gândim la ceva. Gândiți-vă aici, în Argeș, un loc unde există mănăstiri minunate, monumente de arhitectură fabuloase, unde există acest meteora, adevărat meteora al ortodoxismului românesc, care este mănăstirea Curtea de Argeș, unde există câteva locații de vis și în același timp ai și zonă de industrială pe care poți să o folosești ca exemplu, istoric vorbind, și să nu reușești. De, una dintre modelele sau, dacă vreți, turnesolul funcționării și dezvoltării unei comunități sunt câte echipe de sport au în ligi superioare și reușesc să atragă oameni. Atâta timp cât n-ai o sală de sport modernă, cum există, și nu dau exemplu doar al Clujului, sunt deja 3-4 în România, ai câte două stadioane, spre exemplu, modernizate în alte județe ale României, ai echipe în Liga 1 la handball, la fotbal, la volei, la basket și toate lucrurile astea, dacă te uiți și le compari Argeș și restul județelor, îți dai seama că ceva s-a întâmplat aici. Undeva cineva greșește, ceva nu funcționează. În momentul în care vezi dorința cetățenilor de a trăi și de a fi mulțumiți de calitatea vieții în anumite orașe ale României, și nemulțumirea crasă și exodul masiv spre Occident al unora. Eu îmi doresc și capacitatea României în următorii ani este de a atrage o bună parte din cei plecați. Pentru că avem o problemă cu forța de muncă și avem o problemă de a demonstra celor care au plecat nu de plăcere, de nevoie,
că viitorul lor poate fi acasă dacă ridicăm nivelul de trai în fiecare comunitate și în fiecare zonă. Repet, nu trebuie decât să luăm exemple. Nu trebuie să facem altceva decât să ne uităm la ce au făcut ceilalți și la cum nu au fugit, foarte bine spunea Radu, nu au fugit de banul european. Au încercat să-l aducă și să-l folosească în orice, de la un podeț, la un iluminat, de la o școală, la o iluminat unei biserici, de la refacerea unei cetăți la, și introducerea în circuitul turistic, la, la construirea unor pensiuni sau unor hoteluri, a unor pârtii de schi, a unor parcuri industriale, a unor drumuri feroviare. Toate astea cu bani europeni, pentru că suntem cetățeni europeni. De ce să existe diferențe? De ce să existe județe în România care să aducă mai mulți bani decât Malta și Cipru la un loc, cum e județul Cluj sau județul Suceava sau județul Bihor sau județul Alba? Și de ce să existe județe care să fie codașe, deși capacitatea lor și din punct de vedere al populației și al istoriei și al poziționării este una care ar trebui să-i poziționeze în top 5 sau 10? Deci clar că a fost o problemă de management, strict de management și atât. Decalajele administrative sunt foarte mari. Vreau să dau, cum vorbeai de echipe de basket la nivel național. Noi la Curtea de Argeș încercăm de 2 ani de zile să facem un mini-teren. Mini-teren înseamnă o jumătate de teren cu un singur panou de basket unde să joace copiii, prin bugetarea participativă. Am fost dimineață toți trei la lansarea unui candidat la ora 9:30, unde nu există în periurbanul unui oraș de talia Piteștiului, să nu ai un loc de joacă pentru copii. Da. Spunea că nu este șocant. Un loc de joacă și nu e un loc de joacă de când era el pe clasa 1. Adică... O să discutăm despre acest subiect, pentru că este interesant până la urmă cum ați perceput această vizită în Argeș, unde ați fost și care a fost impresia pe care v-a lăsat-o. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, doamnelor și domnilor. Din nou în direct, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, servim cafeaua cu piper. Astăzi, iată, începem săptămâna cu invitații speciali. De ce spun acest lucru? Pentru că în platoul Antena 3 Pitești, vă reamintesc, se află domnul Rareș Bogdan, europarlamentar din partea PNL și prim vicepreședinte PNL, de asemenea prefectul județului Argeș, Radu Perianu, și domnul Cosmin Petrescu, candidatul liberal la Curtea de Argeș și președinte Curtea de Argeș, filiala liberală. Domnilor, a fost o vizită interesantă și importantă, nu-i așa, sâmbătă aceasta în județul Argeș, și m-aș întoarce către dumneavoastră, domnule Rareș Bogdan, să ne spuneți ce impresie v-a lăsat acea zi de sâmbătă în Argeș, ce ați vizitat și care au fost concluziile. Un județ cu un potențial uluitor, cu o istorie, fabuloasă, cu locuri de o atracție irezistibilă, administrat prost, spre dezastros, cu lipsă de viziune și cu o pur și simplu o sperietură, o alergare în contratimp cu banii europeni. Repet, eu nu cred că sucevenii sau ieșenii sau constanțenii sau clujenii sau timișorenii sunt mai deștepți decât argeșenii, niciun caz. La Argeș cel puțin știu o chestiune extrem de clară, că limba română este de o acuratețe impecabil. Eu sunt foarte atent la accent, chiar dacă vin din Ardeal și când aterizez pe aeroportul din Cluj, vorbesc cu un accent ardelenesc neauș, iubesc limba română vorbită clasic. Nu e măcar din respect pentru limba română și pentru istoria acestor locuri, ar trebui ca oamenii ăștia să fie sprijiniți. Aici e o problemă de management și de viziune. Concret. Atât. Unde ați fost, domnule? Am fost la Albota, am fost la Costești, am fost în... Dar nu e prima dată. Eu am fost și la Curtea de Argeș, am fost și la Câmpul Lung, am fost în mai multe locuri din județ. Am fost în nenumărate comune, că nu-s la prima vizită în județul Argeș și voi mai veni. Vin în fiecare an, bineînțeles, de ziua Partidului Național Liberal. Este o chestiune deja tradițională de când eram jurnalist, nu doar în ultimii 5 ani de zile. Deci pentru mine Argeșul e ceva special, iar pentru noi liberalii și pentru românii care au văzut evoluția României moderne, Argeșul are ceva miraculos. Nu vă supărați, dar să continui și să nu încerci să schimbi ceva. În momentul când vezi că ți-o iau prin aici și trec așa ca la cursele de Formula 1 când începi să ți se gripeze motorul sau să se spargă un cauciuc. Îmi pare rău, dar Argeșul pare o mașină care are un cauciuc pe jantă și care nu mai poate să țină pasul cu celelalte. Adică Ilfovul și Prahova și Brașovul, care sunt acolo la doi pași de altele, merg cu o viteză fantastică și fie și doar uitându-mă la parcurile industriale. Se iau doar asta. Fără sport, fără joc, locuri de joacă,
fără atragere de fonduri europene și ne uităm pe să vedeți unde e Argeșul și unde sunt celelalte județe, ne uităm la acest aspect și ne dăm seama că e o problemă. Undeva este o problemă. Păi, vă spun, dacă aș fi aici, aș spune un simplu, domne, haideți să facem o chestiune, ca în 2 ani de zile, mărul românesc din Argeș să ajungă să ocupe toate rafturile hipermarketurilor, supermarketurilor, magazinelor cash and carry din țara asta. Și e un proiect. Haideți să facem în așa fel încât locurile încărcate de cultură, de civilizație ale Argeșului, turistice ale Argeșului, să devină prin top 5 atracții ale României. De asemenea, când ai investiții și nu reușești să transformi banii rezultați din impozitarea investițiilor respective, cum nu face Curtea de Argeș, spre transformarea calității vieții cetățeanului din Curtea de Argeș, care are loc de muncă, dar e ținut cu salariul jos și banii din impozitare nu se duc în refacerea tramei stradale, a iluminatului, a unei oferte de calitate de viață extrem de bună, înseamnă că e o problemă de management, strict de management. Cum este cu drumurile? Cum este cu drumurile, domnule Petre? E un deliciu total pe TikTok. Am făcut acum câteva săptămâni. Am fost în weekend în Brașov, la o pensiune, și când am trecut din Argeș și în Brașov, s-a făcut liniște în mașină. Era o hurducăială pe drumul ăsta, Rupert Bran. Am oprit, am făcut un filmuleț, pentru că se vede foarte clar gropile, cratele, zici că ești pe lună, în Argeș. Și în parte, se vede linia unde s-a asfaltat, unde s-a oprit asfaltul. Acolo este pus, bine ați venit în Brașov. În partea cealaltă se vede, bine ați venit în Argeș. Da. E o mare problemă asta cu infrastructura. Da. Avem multe de recuperat. Revenind la vizita de sâmbătă, domnule prefect, știm că au fost lansați și doi candidați la primărie, doi liberali. Da. Despre ce anume este vorba? Au fost lansați colegii mei Roland Dumitru, nepotul actualului primar, dar de partea modernă, să spunem, poartă, a viziunii dezvoltării Comunei Albota, și avocatul Gheorghe Tudor, Gabi, cum îi spunem noi, candidat la fotoliu de primar în orașul Costești. Eu cred că sunt doi oameni de foarte mare valoare. Pe unul din ei, și anume pe Gabriel Tudor sau Gheorghe Tudor, îl cunosc de mulți ani. Suntem avocați de profesie amândoi. Un om foarte serios, un om cu o cultură generală uluitoare, care e un pic atipic, să zicem, în clișeele lumii de azi. E un om care citește foarte multe cărți. Da. Asta nu știu dacă este de bine pentru el sau nu. Și eu fac același lucru. Și cred că este un câștig pentru orașul Costești această candidatură, iar dacă va reuși să convingă, și eu cred că va reuși, Costești va face un salt incredibil în foarte scurt timp. De ce? Pentru că are idei, pentru că are bun simț, pentru că are un suflet imens. Toate chestiunile astea ajută și la dezvoltarea comunității pe care o conduci, dacă ai întrunite ca aceste calități. Vom vorbi cu siguranță despre alegerile locale, pentru că se tot discută, nu-i așa, domnule Rareș Bogdan, să se comaseze, și chiar aș vrea să ne spuneți care mai sunt discuțiile actuale, pentru că, din câte am înțeles, constituțional nu prea dă bine, nu ne permite. Astăzi, luni, vom avea discuție, sper eu, finală, dacă nu cel puțin una spre finalizare, în coaliția de guvernământ. Ne vom vedea cu colegii de guvernare social-democrați pentru a găsi formula optimă, pentru că pe noi ne interesează reprezentativitatea, în primul rând, ca aleșii, atât cei la nivel local și regional, cât și la nivel europarlamentar, să aibă reprezentativitate cât mai mare. Deci o prezență de 55-60% ar asigura o bună prezență și un bun exemplu, inclusiv la nivel european, pentru România. De asemenea, din punct de vedere al Comisiei de la Veneția și Constituțional, nu facem modificări. Noi nu modificăm legea electorală, modificăm strict codul administrativ legat de mandatele primarilor, care practic se vor duce
până în data de 27-29 septembrie, chiar dacă vor fi alegerile nouă, iar unii primari, cu la el 25-30% dintre cei noi, să spunem așa, ar trebui să aștepte venirea pentru ocuparea scaunului respectiv în paralel cu primarul. Deci cam la fel cum în Statele Unite între 8 noiembrie și 28-29 ianuarie, când președintele ales în funcție își ia mandatul. Din punct de vedere al exemplelor, la nivel european, nimeni nu contestă democrația din Germania, Italia, Belgia sau Irlanda și acolo sunt alegeri comasate. În Germania sunt 9 landuri din 16 care au alegeri locale și regionale, în Italia 12 regiuni din 20, în Belgia există alegeri în Flandra, inclusiv parlamentare, în Ungaria există alegeri locale regionale, în Luxemburg, în Irlanda, în Portugalia. Deci toate aceste țări sunt democrații consacrate și n-au o problemă în a organiza și aș motiva cetățeanul să se prezinte într-un număr cât mai mare la vot și a scădea și cheltuielile. Deci eu cred că dacă facem asta, nu e absolut nicio problemă din punct de vedere legal, constituțional. Sigur că am asigurat și o oarecare scădere a costurilor, pentru că costurile estimate sunt la 800 de milioane de euro, deci undeva la 4 miliarde, cel puțin prinși în bugetul Ministerului de Interne. Și putem aduce o mulțime de argumente în favoare, așa cum cred că pot fi oricând comasate și prezidențialele cu primul tur cu parlamentarele, cum a fost istoric din 1990 până astăzi, vă amintiți, de la Emil Constantinescu, Ion Iliescu, Traian Băsescu, Claus Iohannis, ales în momente în care au existat astfel de alegeri. Adică nu ar fi prima dată când s-ar organiza astfel de comasări și nu văd de ce ar trebui să vedem cum românii își pierd apetența de participare la vot la ultimele două momente din 5 duminici cât am avea alegeri și să nu avem doar 3 duminici la care românii să se prezinte la vot. Nu văd care ar fi problema, nu înțeleg criticile și supărarea atât de mare a opoziției, în special a celor din USR, dar și din AUR. Cred că ar trebui să ne gândim în primul rând cum să facem ca românii să vină cât mai mulți la vot și să voteze. Că în cabina de vot nu știm cu cine votează. Poate să fie un semnal împotriva partidelor de guvernământ, poate să fie împotriva partidelor extremiste, poate să fie împotriva celor care au promis mult și n-au reușit să confirme, partidelor noi care păreau că vin pe un cal alb și care până la urmă au intrat în aceeași băltire. Dar sau este adevărat că, nu știu, partidele din opoziție se simt dezavantajate, comasarea cu siguranță are și o miză politică destul de importantă, nu-i așa? Sunt voci din opoziție care spun că sunt niște calcule electorale. De ce nu pot să se gândească altfel? De ce nu pot să se gândească că pot crea un val, pot să crea o emoție prin care să lupte cu marile partide? Adică de ceilalți, de ce nu se pot gândi că pot veni cu intrarea în administrațiile locale? Niciun partid nu rezistă fără bază în administrații. Partidul nou, de tip partidului Dan Diaconescu, APR, nu au reușit să reziste pentru că nu au avut aleși locali, nu au avut intrare în consiliile locale, consiliile județene, pentru că nu poți rezista altfel. Ar trebui să vadă și partea cealaltă a paharului și ar putea să strige peste tot, venind la noastră în studio, mergând pe stradă, mergând în meetinguri, că noi, cei mari, vrem neapărat să îi împingem într-un vot și poate oamenii nu se vor mai uita atunci la ce au făcut administrațiile liberale de succes sau la ce am făcut în guvernare și se vor uita strict pe emoție. Uite, le-am dat niște idei. Să știți că o doamnă avocat prezentă în studioul nostru chiar a invocat un articol din Constituție, da, spunând că în acest caz ar trebui să se facă un referendum, să întrebăm oamenii dacă sunt de acord cu comasarea alegerilor. Domnule prefect, sunteți avocat de profesie. Cum comentați? Da, dar cred că este forțată interpretarea aceasta. Tot astăzi și în persoana lui Rareș, pentru că nu este explicația mea, se vorbește despre încălcarea legii sau încălcarea democrației doar în condițiile în care o eventuală modificare legislativă ar aduce restrângeri dreptului de vot. În condițiile în care nu există nicio restrângere la adresa dreptului de vot, Comisia de la Veneția nu va avea nicio problemă legată de noi, iar în ceea ce privește Constituția nu este încălcată în niciun fel. Se modifică doar data. Amintiți-vă că din motive de sănătate publică în perioada COVID a fost mutat termenul alegerilor locale din iunie, când aveau de regulă de
din 1990 aveau loc alegerile în iunie, a fost mutat în septembrie. Practic, acum se readuce acest termen în luna iulie, așa cum era tradițional să se întâmple, pe de o parte. Pe de altă parte, alegerile europarlamentare sunt la termen, nu sunt o dată, de regulă nu se suprapun, dar de data aceasta se suprapun. Prin urmare, nu există nicio încălcare de Constituție. Plus vicierea, că domnule, n-am mai discutat de administrații locale și regionale care ar fi viciată de tema europeană. Păi tema europeană înseamnă dezvoltarea comunităților, înseamnă dezvoltarea comunităților județene sau locale, regionale, înseamnă bani european care ajunge de la Bruxelles pentru a ridica calitatea vieții cetățeanului european. Tocmai că ar fi o suprapunere perfectă să vorbim de cei care au reușit să introducă autobuze electrice, să schimbe spitale, să schimbe rețele de gaz, să aducă, să modernizeze complet școli și de cei care au fugit de bani europeni și au încercat să țină oamenii în opacitate și în sărăcie. Da. Merită dezbaterea. Să știți că, până la urmă, această comasare ar putea, nu știu, să popularizeze și mai mult europarlamentarele. De ce spun exact acest lucru? Pentru că am întrebat oamenii pe stradă și să știți că sunt oameni care nu au dat foarte mare interes pentru europarlamentare și venind la vot pentru locale, în mod clar descoperă că avem și europarlamentari, nu-i așa? Și este un lucru foarte important. Și facem parte din Europa. Exact. Și chiar aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Cosmin Petrescu, pentru că sunteți candidatul PNL la Curtea de Argeș, la primărie, dar și omul nou în politică. Vi se pare timpul suficient pentru a vă, nu știu, pune cap la cap programul de guvernare locală, pentru a vă face campanie așa cum trebuie, să vă faceți cunoscute toate obiectivele? Timpul. Omul nou, da, eu fac, împlinesc ăsta de 2 ani de când sunt în politică. Dar am văzut, odată cu lansarea celor două candidaturi de la Albota și de la Costești, ale colegilor mei, oameni și mai noi. Am văzut și asta am și eu în momentul de față, nu? Și aici cred că e un lucru foarte important, pe care l-au cei noi veniți într-o situație, într-o discuție, în politică, oriunde. Lucrurile se pot face. Nu? Ai un avânt. Așa cum am văzut și la colegii care și-au lansat candidatura, unul dintre ei era în Partidul Național Liberal de un an și 2 luni sau 6 luni. Deci mai nou ca mine, dar... A avut determinare, a avut curajul și a reușit să se impună, așa? Și în minte, eu m-am regăsit foarte mult, am avut lansarea în noiembrie, acum câteva luni, când l-am văzut. Ieri m-am regăsit foarte mult. Pentru că și el credea, da, se poate. Da, pot să fac. Nu mai vreau asta, nu mai vreau drumuri proaste, nu mai vreau să n-am un loc de joacă pentru copiii mei. El spunea că de când era mic, n-a avut un loc de joacă. Își dorește pentru copiii lui un loc de joacă, ca să nu mai plece. Sau să plece la studii, sau să se întoarcă, să investească aici, să revină acasă. Cu alte cuvinte, nu neapărat omul nou, ci motivarea omului nou, nu-i așa, de a face și de a schimba. Motivarea omului nou și revenind la întrebarea noastră legată de alegeri, că vor fi în iunie, că vor fi în septembrie, din punctul meu de vedere, cu echipa pe care o construiesc la Curtea de Argeș și cu care lucrez, nu va face mare diferență, nu vom schimba cu absolut nimic. Vom accelera un pic sau vom avea un pic mai mult timp să le... vom mai avea încă 2 luni de vară, nu? Da. Iunie, iulie, august sau 3 luni câte sunt. Dar planul pe care noi l-am construit este pentru oameni, pentru că politica, de fapt, este pentru oameni și în Argeș. Nu e important Argeșul așa, o noțiune abstractă. Oamenii din Argeș sunt importanți și oamenii din Argeș și din Curtea de Argeș trebuie puși pe primul loc. Într-adevăr. Asta este pentru mine ce e mult mai important. Într-adevăr, resursa umană este importantă ca ea să poată să genereze până la urmă progres și starea aceea de armonie, nu-i așa, în comunitate. Foarte interesant, distinsă doamnă Popescu, foarte interesantă dezbaterea extrem de diferită. Eu mă duc săptămânal atât în orașe europene, cât și în diverse zone ale României, în general în weekend. Și văd o diferență colosală. Adică, pe de-o parte, există zone în România unde se vorbește despre schimbarea celui de al doilea tip de autobuze electrice, de faptul că să mai introducem o categorie la circulare gratuită cu autobuzul, nu doar studenții, copiii de la școală și pensionarii,
să introducem și femeile, să introducem și să wireless nu doar în piețele centrale, ci și wireless pe drumurile și pe aleile din parcuri și în altă parte, adică e șocant cumva, și în alte părți să vorbim de lucruri primare, rețea de gaz, rețea de apă, drumuri. Diferența este foarte, foarte mare în aceeași Românie. Noi cu toții suntem români, da. Trăim în aceeași țară, doar cu o parte a țării sau anumite zone, că nu vă închipuiți că e peste tot, anumite zone din România au fost administrate prost și anumite zone din România au fost administrate extrem de curajos, extrem de vizionar. E dureros, pentru că românii nu au de ce să trăiască cu această apăsare a unor administratori proști a banului public și a banului european și cu administratori extrem de valoroși ai acelorași bani. Cu aceleași șanse. Credeți că ar fi totuși nevoie de o direcție de la nivel înalt? Adică dacă de la nivel național, bun, mergem pe infrastructură, toate administrațiile sunt obligate să facă în același timp infrastructura. Asta se încalcă democrația? Sau? Nu se încalcă, dar asta este soluția dumneavoastră văzând neputința celor de aici, de 30 de ani. Și ziceți că dacă ne pune altcineva, o să facem. Nu. Adică să fie o directivă, nu știu. De făcut trebuie să facem noi. Nu ne... Eu spuneam, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traist. Nici cu bățul de la spate nu o să ne mâne nimeni. Dacă rămânem în aceeași paradigmă și în aceeași politică pe care o trăim de 33 de ani, nu ne vom alege cu nimic. Vom vedea cum alții cresc, iar noi scădem, pentru că de 30 de ani Argeșul scade în clasamentul județelor. Nu crește. În acest context, domnule prefect, vă tentează șefia Consiliului Județean Argeș? Ați venit cu un proiect în acest sens? Pentru că în conferința de presă, chiar domnul Rareș Bogdan aici de față a spus că dacă cineva își manifestă dorința de a participa și vine cu un program coerent și cu putință, da, nu-i așa, fără nicio problemă, v-ar tenta acest lucru? Sau lăsați-o, doamna Gori? Sunt două chestiuni care trebuie lămurite. În primul rând, este vorba de o decizie de echipă. Adică nu vorbim de un candidat independent care se trezește dimineața și spune aș vrea să candidez că mă simt eu foarte bun. Este o decizie de echipă și chiar dacă eu mi-aș dori, echipa va trebui să-și spună punctul de vedere. Da, ești bun sau da sau nu, căutăm pe altcineva. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă partidul va ajunge la concluzia că sunt persoana potrivită să candidez, fără discuție mă voi arunca în această candidatură, având un milion de propuneri pentru îmbunătățirea vieții argeșenilor. Pentru că da, pentru noi oamenii contează. Oamenii sunt cei mai importanți. Dacă oamenii sunt mulțumiți, noțiuni abstracte, putem să ne jucăm cu ele cât vrem. Dar pe măsură ce îi mulțumesc și oamenii, din păcate, în Argeș, cum spunea și Rareș, au nevoi primare. Vor apă, acces la apă, acces la canal, acces la drumuri civilizate să nu sară cauciucul în prima groapă. Vor un comportament civilizat al autorităților față de ei, nu tratați de sus. Vor un sistem de sănătate în care să te duci, nu cum spunea o doamnă că se întâmplă astăzi, te duci cu o boală și pleci cu trei. Dar, într-adevăr, decență, până la urmă, la o viață... Nu, lucruri normale, normale, lucruri care în alte țări țin de domeniul normalului. Nu se bucură nimeni că lucrurile astea sunt îndeplinite, pentru că sunt normale. Așa cum e normal să respiri, așa este normal ca o administrație, fie ea județeană sau locală, să-ți ofere chestiunile astea. Da. Și pentru că timpul trece foarte repede, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, o să profit de prezența domnului europarlamentar Rareș Bogdan să abordăm măcar puțin și tematica europeană. Știm foarte bine, PNL a avut cele mai multe mandate, are cele mai multe mandate pe această zonă de europarlamentari. Printre promisiunile electorale de atunci, ridicarea MCV-ului, aderarea României la spațiul Schengen și știm foarte bine că a fost foarte vocal în acest obiectiv și zona euro, îmbunătățirea statului de drept și investiții prin accesarea fondurilor europene. Unde ar mai fi de lucru? Păi, am ridicat MCV-ul, am intrat în Schengen, aerian, naval, vom intra și pe rutier. Am reușit să aducem bani europeni, am luat România cu atragere de fonduri europene 36 și am ajuns la 74 și depășim în anul ăsta absorbție de 85%. Nu s-a întâmplat niciodată în 15 ani
în România să existe o astfel de absorpție de bani europeni. În mandatul domnului Ciucă a fost pentru prima dată când am depășit 50% absorpție. Banii europeni au schimbat viața românilor și au arătat că 94 de miliarde de euro au intrat în această țară. Am continuat subvenția către agricultură și am negociat o mulțime de condiții, inclusiv GAIC 7 și GAIC 8, pentru fermierii români, adică amânarea pe rotația culturilor și pe pârloagă, terenul 5-4% lăsat nelucrat din suprafețele agricole. Am reușit să nu mergem pe modelul absolut aberant pe care l-au propus olandezii prin Timmermans, prin socialistul Timmermans, pe ideea pesticidelor, adică să reducem cu 50% nivelul de pesticide. Normal că olandezii aveau 6 kg la hectar, noi avem maxim 700 de grame și prin 50% însemna 350 de grame, ne mâncau dăunătorii. Și am reușit să introducem cantitate tot prin bătălia pe care am dus-o. Sunt multe lucruri pe care le-am reușit. Da. Poate n-am vorbit de toate, din păcate. Cu siguranță există nenumărate și eu îi rog un singur lucru pe toți cei care vor ajunge la Bruxelles și cei din România. Să înțeleagă că banii europeni trebuie aduși în România și folosiți pe orice, pe absolut orice, dar nu trebuie lăsați acolo. Am fost 10 ani de zile, aproape 15 ani, în care am lăsat mai bine de 3 pătrimi din banii europeni la Bruxelles, în loc să-i tragem după modelul polonez, grec sau irlandez sau portughez în România. Haideți măcar acum să nu-i mai lăsăm. Da, nu știu de ce sunt invocate tot timpul proceduri greoaie sau că noi nu suntem... Noi le-am făcut distinsă, doamna Popescu. Nu ni le-au impus ei. Asta e o prostie. Noi am fost mai catolici decât papa și ne-am introdus proceduri peste proceduri, în așa fel încât un primar să facă scurtă la mână sau un administrator de firmă să vină cu port bagajul plin de dosare ca să poată să-și, sau cu o căruță de dosare sau o remorcă ca să poată să obțină banii. Am mai scos din ele. Sigur că dacă treci la procedura poloneză sau irlandeză și treci la procedura din România, te apucă durerea de cap. Dar chiar și așa, tot poți să iei bani europeni. Sigur că putem să facem asta, să debirocratizăm cât se poate și cât mai mult. Important este să nu fugim de ei, să nu ne fie frică de bani europeni și să înțelegem că banii europeni se pot folosi în creșterea nivelului de trai a fiecărui cetățean român oriunde s-ar afla, de la o comunitate ultrarurală, de la refacerea unui monument istoric, de la refacerea unui monument turistic, a unei zone turistice, la ridicarea unei zone sau pur și simplu la nivelul unui transport de călători între localități sau la o chestiune ce ține de canalizare sau de aducție de gaz. Da. Iată sau subiect, de producere de energie electrică. Un subiect care cu siguranță merită dezbătut și mai mult, cum ne raportăm noi ca țară vis-a-vis de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană în raport cu noi, pentru că, din păcate, trăim și acest euroscepticism, nu-i așa? Da, pentru că noi n-am vorbit. E vina noastră, nu a cetățeanului. Atâta timp cât noi n-am vorbit despre ce a însemnat Uniunea Europeană, ce înseamnă Europeană și ce ar însemna pentru România să piardă accesul în Uniunea Europeană din punct de vedere al dreptului la muncă și din punct de vedere al folosirii banilor europeni, e vina, nu e vina lor. Eu am dat exemplu cu cei 400 de fermieri într-o sală, i-am întrebat de unde iau banii, mi-au spus că de la, i-am întrebat dacă au subvenții, au ridicat toți mâna, i-am întrebat de unde iau banii, de la APIA, cine e APIA? Guvernul, domnul Raj, dumneavoastră și PSD. Nu! APIA înseamnă Bruxelles, înseamnă Uniunea Europeană, nu guvernul, ci APIA doar împarte niște bani, o instituție care împarte niște bani, care înseamnă apartenența noastră la Uniunea Europeană. 2,3 miliarde de euro anual, doar subvenția directă în agricultură, fie că e vorba de ferme de mere, fie că e vorba de ferme de animale sau de mici fabricuțe sau de pășune. Asta trebuie să explicăm noi, ca lumea să înțeleagă că jumătate din fermierii români, dacă nu mai bine, intră în faliment direct. Că din 260.000 de tractoare care circulă pe străzile României, pe câmpurile României și utilaje agricole, 80% sunt cumpărate cu fonduri europene. 80% din ele sunt cu bani europeni. Da. Și că nu le aveam și că avem parcul de auto pe zona de agricultură cel mai modern din Europa. Pentru că sunt ultimele producții cumpărate. Dar dacă noi nu vorbim de asta, dacă cetățeanul român nu știe de unde a venit bani, dacă noi spunem că 86 de școli s-au renovat în Cluj exclusiv de bani europeni, dacă noi spunem că din 2600 de școli în urmă cu 4 ani cu toaletă în curte, inclusiv în județul Argeș, nu mai există decât 148 pentru că restul cu bani europeni au fost modernizate. Dacă noi spunem că aeroportul din Iași, care e cel mai modern la ora actuală din România, mai modern decât Clujul, Timișoara, Sibiu sau Bucureștiul, e cu 100 de milioane bani europeni.
Dacă noi nu spunem toate lucrurile acestea, sigur că oamenii se uită și spun, sau că cetatea din Alba Iulia, sau că cetatea din Suceava, cetatea de scaun al lui Ștefan cel Mare, au fost modernizate cu 80, respectiv 140 de milioane bani europeni. Că cele trei piețe splendide ale Sibiului sau ale Timișoarei au fost făcute exclusiv cu bani europeni, lumea crede că le-au făcut cu bani din bugetul național. Nu. Da. Bani europeni. Într-adevăr, din bani europeni, ceea ce vreau să scot în evidență... Ca 7 și a 8 se face pe autostrada Moldovei cu bani europeni. Asta vis-a-vis de investiții, însă din păcate există și această stare generală în care oamenii sunt mai mult naționaliști. Nu că nu s-ar face investiții. Vreau în... să vă spun ceva, doamna Popescu. Credeți că cei din Vancouver sau din Quebec, ați trăit atâția ani, nu sunt naționaliști? Eu vă spun ceva. Eu nu sunt doar patriot, eu sunt naționalist. Uitați-vă, partidele nu. Considerate... Eu sunt liberal, EPP, cea mai mare familie europeană, și sunt naționalist. Eu sunt naționalist în Europa. Eu sunt patriot în Europa. Eu vin cu argumente, le explic despre istoria noastră fabuloasă, despre oamenii de știință, despre ce a făcut România pentru Europa, despre faptul că i-am salvat de pașalâc când Mehmed al II-lea a vrut să-i transforme în pașalâc și noi ne-au opus cu voievozii noștri, și că că pot fi naționalist, patriot, să-mi iubesc țara, dar în același timp să cred că Europa aceasta, care are bază iudeo-creștină, și această construcție europeană ca o cupolă splendidă pe turnele tuturor bisericilor creștine din Europa, rezistă tocmai prin acest minunat sentiment național pe care îl are fiecare popor în parte, dar în același timp conștientizând valoarea Europei. Eu când vin de pe orice continent, soacra mea trăiește în America, în Virginia, am fost pe toate continentele. Când vin în Europa, vă rog să mă credeți că realizez de fiecare dată că-s binecuvântat de Dumnezeu. Nu este nicio zonă la nivel mondial care să aibă istoria, care să aibă stilul de viață. Mă plimb cu mașina ca să mă duc să-mi cumpăr ceva. Sau... Nu caut o biserică și aia e nouă. Aici mă duc la o mănăstire de la 1400, mă duc și salut vecinul pe jos ca în orașele italienesc. Adică noi avem câte un melanj, suntem un melanj civilizațional între cultura occidentală, cultura orientală, cultura slavă, între spațiul acesta balcanic, extraordinar, aturile astea. Vin să ne dea exemple de trai multicultural. Oameni buni, multicultural, multietnic, multireligios. Păi în Dobrogea și Transilvania așa se trăiește de 1000 de ani. Multietnic și multireligios. Nu trebuie să veniți voi să mă învățați să trăiesc și să-mi respect pe cel care are o altă credință sau are o altă orientare religioasă sau vorbește o altă limbă. În concluzie, domnilor, aveți percepția sau simțiți că românii au tendința să meargă mai mult către partidele considerate extreme naționaliste, cum ar fi AUR? Dintr-o supărare, dar și din cauza faptului că noi nu vorbim suficient despre beneficiile Europei. Exact, da. Deci noi suntem vinovați. Comunicatorul trebuie să-și facă treaba. Noi suntem vinovați că nu le explicăm ce ar pierde. Dacă le arătăm ce ar pierde ieșind din Europa... Cine trebuie să le comunice? Noi trei și colegii noștri 280.000 și celelalte partide mainstream și celelalte partide pro-europene. Informări se fac de altfel. Pentru că altfel le spunem direct. Da. Oameni buni, vă place la Moscova în Piața Roșie? Vă place în Piața Tiananmen? Vă place cu Sultanul Erdogan, cu noul calife? Nicio problemă. Ieșim din Europa. Numai că vedeți că aveți 6 milioane de români care trăiesc și muncesc în Europa. Vedeți că aveți fonduri europene de 100 de miliarde aproape aduse, care au schimbat viața românilor de acolo, de acolo, de acolo. Vedeți că s-ar putea să trească să luați viză ca să mai ajungeți la Paris, Budapesta. Lucruri care astăzi ni se par firești. Nu va mai fi la fel de firesc. Domnule Rareș Bogdan, o să vă lansez invitația specială să vorbim fix când pe ceea ce înseamnă Uniunea Europeană, pentru că este important, noi, așa cum ați spus, să transmitem informația. Eu sunt un europenist, sunt un român iubitor de România, dar un europenist convins și pot vorbi despre civilizația europeană și aturile Europei cu mare pasiune, cu mare plăcere, și cultural, și din punct de vedere religios, și din punct de vedere multietnic, și din punct de vedere al dezvoltării. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și vă urăm mult succes. În concluzie, domnule prefect, la tot ce am discutat până acum, din punctul ăsta de vedere. Cred că trebuie să vă felicit pentru o emisiune încărcată de mesaje utile pentru cei care vă urmăresc. Vă mulțumim. Cred că au fost atât de multe mesaje transmise și de Rare și de Cosmin și de mine cu voia dumneavoastră, încât telespectatorul are la ce să se gândească și să aleagă dacă ne dă dreptate sau are o altă opinie. Prefectură sau Consiliul Județean?
Sunt două funcții publice. Mie îmi place avocatura, în primul rând. Vom vedea. Timpul e scurt și fiecare partid va trebui să-și desemneze candidatul în cursa pentru Consiliul Județean. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prefect. Domnule Petrescu, în concluzie? În concluzie, încă o dată, cafeaua cu piper este exact așa cum trebuie să fie o emisiune de dimineață care se cheamă Cafeaua cu Piper. Mulțumim pentru invitație. Vă mulțumesc foarte mult, stimați invitați. Vă urăm mult succes, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Dana Popescu, rămâneți cu Antena 3 CNN. La revedere!